Приятный и необходимый подарок для учащихся лицея имени Александра Иона Кузы к началу учебного года преподнес благотворительный фонд Рената Усатого. Парты, стулья и школьные доски. Сам Усатый не первый год шефствует над многими школами в различных населенных пунктах республики и в курсе проблем и возникающих вопросов. Către careu au fost pregătiți toți foarte bine și cei 13.346 de elevi care au pornit astăzi din nou spre pragul școlii materne au fost primiți cu bucurie și au fost primiți cu multă sărbătoare în suflet. În clasa 1 au venit în municipiul Bălți peste 1.500 de elevi. Aceste 1.500 de elevi este o cifră mai majoră decât anul trecut, pentru că anul trecut am avut mai puțin elevi. Stația Renato Usat au fost procurate două seturi de mobilă, bănci, scaune, table, pentru două instituții de învățământ. Sperăm că acest ajutor de benefacere le va crea copiilor condiții mai bune și vor fi mai dornici de carte și la final vreau să-i felicit pe toți cu începutul anului școlar, să le doresc la toți sănătate. Dragi elevi, vă îndemn să fiți alături de dascălii voștri, să vă implicați activ și să aveți un an cu emoții pozitive și numai rezultate frumoase. Adresez sincere felicitări și picilor din clasa 1. Emoțiile lor, de fapt, sunt un amestec de curiozitate pentru ceva nou. Vă doresc un început de bun augur, minte ageră, emoții pozitive, rezultate cât mai frumoase să aveți, В Бирцах в этом году в начальных классах, гимназиях и лицеях будут учиться более 13 тысяч детей, а около 1500 из них впервые сядут за парты.